Rămânem la categoria 60 de kilograme pentru încă un meci de fete. Prima sportivă care intră în cușcă are 27 de ani. Am revenit în direct la Craiova. Am văzut o confruntare de fete, iar acum vom vedea un meci între cea mai bună luptătoare de arte marțiale mixte din România, Diana Belbița. Doar 18 ani pentru aceasta, împotriva cele mai bune luptătoare de arte marțiale mixte din Ungaria, vorba de Renata Cech-Lantos. Lantos! 27 de ani pentru Renata, iată aproape 10 ani în plus față de adversara ei, practicantă de Kempo, a făcut apoi trecerea la arte marțiale mixte, are 5 meciuri, 5 victorii Renata în carieră, se antrenează la Iași Kempo Karate Club, 4 finalizări și un knockout pentru Renata până acum în carieră, așadar a reușit să-și câștige toate meciurile înainte de limită. Același lucru l-a reușit însă și Diana. Ce meci am putut vedea între două fete, Cristina Stanciu și Alice Ardelean. Să vedem dacă vom avea aceeași intensitate, mai ales în startul luptei, între Diana Belbița și această unguroaică. De asemenea, o luptă la categoria 60 de kilograme. A fost o gală incendiară până acum aici la Craiova, cu foarte multe knockout-uri și finalizări. Doar două lupte s-au dus în decizie. Este vorba de meciul lui Tolea cu localnicul Florin Boboc și de lupta fetelor pe care tocmai am urmărit-o. 5.000 de oameni în sala polivalentă au venit pentru această gală. Oltenii sunt îndrăgostiți de aceste gale. În general, și galele de box, de local combat, iată, și de MMA au umplut sările aici în Craiova. Extrem de determinată Renata, luptătoarea din Ungaria. Adversara sa. Nu degeaba este cea mai bună luptătoare de MMA din Ungaria. Spuneam 5 meciuri câștigate, toate înainte de limită. O sportivă foarte bună în lupta la sol, are 4 finalizări la sol și un knockout. De partea cealaltă, Diana Belbița, deputată în artele marțiale mixte anul trecut, în gala de la Turnul Severin, prințesa războinică, așa cum se spune. Antrenată la Pentagon Dojo de Constantin Mitroi, 1,70 m pentru Diana, 60 de kilograme. Ambele meciuri de fete au fost la 60 de kilograme. Este practicantă de kickboxing și judo. A început cu judo, spunea că o are ca idol pe Alina Dumitru și apoi a început să practice și kickboxing. Prințesa războinică pe care o vedem acum intrând în cușcă. Idolul ei este Ronda Rousey, cea despre care vorbeam mai devreme, că a făcut cunoscut MMA-ul feminin și se aseamănă, cel puțin dintr-un punct de vedere, procedeul ei preferat este armbarul, la fel ca și al Ronda Rousey. Și ca și Ronda Rousey este provenită din judo. După acest meci, scuze-mă, Sorin, vom vedea un meci la categoria grea între Cristian Mitrea și Marvin Campbell din Anglia. Iar apoi main eventul acestei seri, Ionuț Pitbull, Atodiresei, în cel mai greu meci din cariera sa, cu Samir Aliyev din Azerbaijan, un luptător provenit din sambo și lupte. Trei lupte, toate câștigate, două finalizări și un knockout pentru Diana Belbița.
Îi place acest procedeu, armbarul, pentru că este un procedeu complex și eficient, care odată executat nu le dă posibilitatea de ieșire adversarilor. Cine știe, poate o vom vedea pe Diana reușind acest procedeu și în lupta cu sportiva maghiară. Dau mâna acele două fete, Diana în imagine acum și Renata din Ungaria, România versus Ungaria. Am văzut-o pe Prințesa Războinică a Olteniei intrând în cușcă cu tricolorul. Am văzut-o și ieri înainte de gală, mergând cu pitbull tot direcției la meciul Craiovei pentru a-i atrage pe fanii olteni. Renata a intrat repede în clinch, a trecut peste acel handshake și deja fluierată de către publicul de aici din Craiova. Diana rezistă bine în clinch până acum. Renata o strânge de cap, însă nu va reuși nicio proiectare de acolo. Încearcă să o tragă de cap pe Diana. Este o cervicală aici, o forțare a cervicalei, însă nu cred că are vreo șansă să finalizeze de aici. Trebuie să ai o forță foarte mare pentru a face o cervicală din picioare. Iată, vedem și tactica Renatei. Sportiva din Ungaria își controlează adversara pe gardul cuștii și până acum a avut câștig de cauză. Lovituri de braț și acum o lovitură de genunchi din partea Dianei, care este cu un cap mai mare decât sportiva din Ungaria. Din nou încearcă acea forțare a gâtului. Ne presiune pe cervicală Renata cu acea priză. Încearcă să proiecteze acum Diana, însă clinciul Renatei este foarte bun. Pare foarte puternică Renata. Diana încearcă să o proiecteze sau să scape din acest clinci, însă nu reușește până acum. Nu reușește să se smulgă de acolo Diana. Și diferența între acest clinch și momentele din meciurile precedente când arbitrul a intervenit este că Renata reușește să controleze meciul de aici, să trimită lovituri. Vedem mai multe lovituri de genunchi, am văzut și câteva tentative de finalizare din picioare, destul de rudimentare, însă au existat. Diana încearcă acum o aruncare și Renata vine din nou în clinch. Această luptă în clinch, denumită și Dirty Boxing, din nou încearcă această finalizare Renata, presiune pe ceafa adversarei. Iată, Diana pare că are ceva probleme în această poziție, cred că strânge foarte puternic unguraica. Spuneam de acest stil din clinch, Dirty Boxing, făcut celebru de Randy Couture, fost multiplu campion în UFC. La mijlocul anilor 2000 își controla adversarii pe cușcă și trimitea lovituri bine. Randy îi cam umplea de sânge într-o repriză, însă Renata controlează foarte bine clinciul și iată o aruncare a Dianei, o piedică pe interior foarte bună și ajunge deasupra acum. Încearcă să depășească garda, Renata se apără destul de bine, însă Diana aproape că ajunge în control lateral, foarte bine se apără, însă Unguraica a recuperat garda foarte bine. Diana acum s-a aruncat puțin, a încercat să treacă în control deasupra, însă a nimerit în demigardă. I-a depășit acum garda Renatei, care se întoarce pe burtă foarte bine. Prinde un single leg acolo Renata și va încerca să o pună pe spate pe Diana. Pare destul de bună în lupta la sor. Renata, care încasează acum câteva lovituri. Atenționată Diana să nu lovească în ceafă, nu pare că are probleme Renata. Poate ataca un braț acolo Diana, însă îi scapă și Renata este acum peste adversara ei. Extraordinar a scăpat de acolo Renata, se afla într-o poziție extrem de dificilă. Doar câțiva pumni a încasat și a reușit să se răsucească și să iasă. Renata trebuie să-i controleze picioarele Dianei dacă vrea să facă ceva de aici, însă nu a reușit și lupta revine în picioare.
Diana a văzut cu o primă tentativă de finalizare la sol, a încercat să atace acel braț, însă n-a ajuns foarte departe. I-a depășit însă garda Renatei, face și semne către public. Acesta este meciul pe care și-l dorește Prințesa Războinică, să schimbe lovituri din picioare. Are alungi superioară adversarei ei. Renata din nou în clinch. 1,70 m înălțime și alunge, 1,74 pentru Diana. Din nou a dus-o luptătoarea din Ungaria acolo pe corzi, o controlează și încearcă să lovească cu genunchii. Da, genunchi bun acum pentru Renata. Din nou aceea priză ca braț pentru sportiva din Ungaria, însă per total o rundă, aș spune, cu un plus pentru Diana, pentru acele momente la sol în care a fost peste adversară, ea a trimis și niște lovituri, a încercat și o finalizare, însă să vedem ce se întâmplă în runda a doua. Vedem imagini din prima repriză între Diana Belbiță și Renata Cehlantoș din Ungaria, cea mai bună sportivă de MMA din România, Diana, și cea mai bună sportivă de MMA din Ungaria, Renata. O primă repriză foarte echilibrată între cele două. Renata a controlat lupta în clinch pe gardul cuștii. Diana a avut acel moment bun în care și-a dus adversara la sol și i-a trimis câteva lovituri puternice. Per total, o rundă echilibrată cu un mic plus pentru Diana, care a avut practic un singur moment de superioritate, acela când și-a dus adversara la sol. Renata va căuta cu siguranță clinciul iar. Foarte bine lovește Diana și imediat s-a lipit de ea, doar un pumn a încasat acolo în guroaica și s-a lipit de Diana, a dus-o din nou pe gardul cuștii. E greu pentru Diana atunci când Renata se lipește de ea la fiecare fază. Trebuie să încerce să facă spațiu, să câștige underhook-urile, să-și bage brațele pe sub brațele adversarei ca să o poată mișca. Iată, în acest moment Renata are ambele brațe pe sub brațele adversarei, încearcă să scoată acolo un braț pentru a prinde acea priză ca braț, din nou aproape să proiecteze Diana. Da, și își duce adversarea jos foarte bine. Foarte bună proiectarea și Diana acum peste adversară, nu trebuie să se ridice de acolo, trebuie să rămână peste adversara ei. Renata atacă acum un heel hook pe picior, trebuie să fie atentă Diana, da, să se întoarcă în acea direcție, nu trebuie să țină gardul, trebuie să se întoarcă în direcția în care se răsucește piciorul, nu, invers, trebuie să se răsucească Diana, exact aceea este direcția în care trebuie să răsucească, a pierdut finalizarea acum Renata care rămâne pe spate și Diana trimite lovituri și ajunge acum în control deasupra Diana, este poziția din care a finalizat de mai multe ori. Dă spatele Renata, însă Diana nu reușește să bage cârligele. Excelentă defensivă pentru această unguroaică. A prins acolo capul, însă nu face decât să strângă de cap Diana în acest moment, n-are o ștrangulare. Revine Renata deasupra. Trebuie să mai scoată doar brațul drept Renata și va ajunge în garda adversarei. Diana poate să atace de aici mai multe finalizări. A scoate brațul drept Renata. Foarte bună lupta la sol sportiva din Ungaria. Sau cel puțin are un plus peste Diana, care a proiectat-o foarte bine, însă a pierdut poziția la sol. A încercat și un heel hook unguraica. Renata încearcă acum, două.
Danata încearcă acum să se depășească garda, însă n-are nicio șansă, se vor ridica cele două în picioare. Se va ridica de fapt Diana. Renata caută un picior acolo, încearcă să se va duce pe piciorul drept al Dianei. Trebuie să fie atentă Diana la acest moment. Încearcă un knee-bar Renata, însă Diana are genunchiul scos acolo și s-a întors acum în direcția care trebuie. Presiunea nu mai este pe genunchiul Dianei, care se duce foarte bine peste adversar în momente superbe între cele două. Diana reușește cu piciorul prins să vină peste adversară și să trimită lovituri. Nu trebuie însă să forțeze foarte mult acolo, dar iată că trimite lovituri și Renata are probleme. Se întoarce cu piciorul Renata, însă a pierdut poziția și Diana este peste ea în control deasupra. Prinde o americană acum, prințesa războinică, însă își trage brațul Renata, care va încerca aceeași ieșire. Va da spatele, se duce după armbar acum Diana, însă s-a apărat Renata. Iată ce înseamnă o sportivă care știe luptă la sol, însă Diana este în continuare la spate. A căzut acum și iarăși va recupera poziția Renata. Prea ușor renunță la controlul spate Diana. Renata este acum peste Diana și să vedem cum se descurcă sportiva din Ungaria atunci când este deasupra. Foarte bine s-a descurcat de pe spate, a ieșit din acele poziții grele. Prinde capul Diana și încearcă să facă podul pentru a răsturna pe Unguraica, însă foarte bine ține presiune Unguraica, va trece acum în control deasupra. Da, exact pe podul Dianei și probleme pentru Diana. Acum Unguraica se duce să seteze un armbar. Încearcă să-i prindă brațul acolo și să se ducă după un armbar. Renata fluieră publicul din Craiova, vor ca prințesa războinică din cetatea Severinului să câștige. Se duce după un armbar Renata și reușește să-i întindă brațul, însă Diana face acel slam și reușește să scoată brațul. Trebuie să-și tragă mâna de acolo. Renata continuă să pună presiune pe cotul Dianei. Trebuie să-și tragă mâna de acolo Diana. Probleme pentru prințesa războinică. Nu așa! Trebuie să-și întoarcă brațul și să-l tragă de acolo, nu să facă slam, însă în cele din urmă reușește să scoată mâna de acolo Diana. Aceste ieșiri kamikaze din armbar ale Dianei. Mai sunt câteva secunde din această rundă și bine că se termină runda. Vedem relor din repriza precedentă. Ce meci între cea mai bună luptătoare de MMA din România, Diana Belbița, acum deasupra adversarei, și Renata Ceh din Ungaria. Vedem această fază la final în când Diana putea să-și rupă singură mâna. Nu așa se iese din armbar, nu se face slam, pentru că pui singură presiune pe articulația cotului. Trebuia să-și tragă ușor mâna de acolo, însă totul e bine când se termină cu bine. Ultima rundă. Aș spune două runde până acum pentru Diana. A doua repriză clar pentru Diana, care a trimis multe lovituri la sol. Prima rundă destul de echilibrată, însă o rundă decisivă. Bosite cele două, am avut o a doua repriză absolut fantastică. Action! Action! A obosit și Unguraica foarte puternică, spuneam, se vedea în prima repriză cât de bine o controla pe Diana în clinch și din nou caută clinchul. Bună directă de dreapta mai devreme pentru Diana, însă din nou Unguraica a reușit să se lipească de Diana și să o ducă acolo pe cușcă.
Clinciul, clinciul acesta e locul în care Renata se simte în siguranță și că deține controlul. În rest, nu s-a prea întâmplat acest lucru. Diana a dominat-o în primul rând pe partea de striking, iar apoi în lupta la sol, Unguraica a avut niște tentative mai bune de finalizare. Deși Diana a avut pozițiile mai bune la sol, a avut control deasupra, a avut control spate. Și normal se aruncă în clinci Renata. A încercat să trimită doi pumni acolo Diana, însă nu a avut distanță și nu a reușit să o lovească pe Unguraica. Și acum încercări de lovituri palide din clinci. A avut o a doua repriză explozivă între cele două sportive, însă am revenit la lupta în clinci. Cred că Unguraica a cam luat frica Dianei după ceea ce s-a întâmplat la sol. E clar că acolo este punctul ei forte. În lupta la sol am văzut câteva încercări interesante de finalizare din partea Renatei. Nu i-a ieșit, ba mai mult a pierdut și poziția și a fost taxată de Diana de fiecare dată. Însă și Diana ar trebui să împingă puțin ritmul. Da, se ține de gesturi către cineva din public, probabil. Spuneam de Diana, ar trebui să forțeze puțin și să pună presiune pe Renata, care e clar că nu mai poate din punct de vedere fizic. O astfel de repriză în care stă cu Unguraica pe ea nu o favorizează. Trecut de jumătatea ultimei runde. Aruncă în atac, Diana a trimit acea dreptă de dreapta și din nou o duce la podea Unguraica. Da, reușește să o întoarcă Diana, ce frumos. Depășește și gard, acum se duce în control deasupra, extraordinare tranzițiile Dianei, care lovește acum, trebuie să fie atentă să nu lovească în ceafă, avertizată de către arbitru, și să vedem dacă va reuși Renata să scape și de această dată. Deja a scăpat de două ori din controlul spate. Diana ar trebui să pună presiune cu shoulderurile pe adversara ei, să nu se țină doar în picioare și să încerce să bage un antebraț sub bărbia adversarei. Va mai mult de un minut și jumătate din acest meci și Renata încearcă să se întoarcă iar, dar Diana face ce trebuie. Trebuie să lovească din această poziție. În acest moment Diana va câștiga cu siguranță meciul la decizie, însă poate încerca să o și finalizeze pe Unguraica. Renata nu mai este în stare să iasă din acest control spate. O vedem cum s-a încolocit în această poziție țestoasă, așa cum se numește. A ridicat acum Renata, Diana trebuie să fie atentă să nu alunece din această poziție. A, cade la loc Unguraica pentru că nu mai poate să stea cu greutatea adversarei peste ea și se întoarce iarăși în gardă. Un minut, Diana trebuie să reziste în acest meci. A câștigat și această rundă până acum. Trebuie să fie atentă la adversarea ei, să nu o lase să atace din gardă. Și în același timp să aibă acțiune pentru a nu fi ridicată de către arbitru. Probabil că Unguraica va încerca să atace un picior din gardă, să se lase pe spate cu un picior al adversarei. Este ultima ei șansă. Însă Diana o blochează foarte bine. Ultimele 30 de secunde ale luptei. Încearcă să își găsească o poziție acolo, să lovească Renata. Nu iese. Nu cred că se mai întâmplă nimic în acest match. Diana o blochează bine. Renata nu este în stare să mai atace ceva. Ultimele două runde decisive în decizia acestui match. Nu cred că poate fi nicio surpriză și prințesa războinică, cel mai probabil câștigătoare în acest match. Oricum, match superb făcut de cele două fete. Multă acțiune, special în ultimele două reprize. Și iată cum arată cea mai bună luptătoare din Ungaria după ce a dat peste prințesa noastră războinică. 5 victorii pentru Renata înaintea acestei lupte, 0 înfrângeri și sunt mari șanse ca sportiva maghiară să sufere prima înfrângere aici la Craiova. Frumos a lovit cu acea directă de dreapta Diana Belbiță. Unul din puținele momente în care a reușit să stea la bătaie pe picioare cu Unguraica, fără să fie în clinci. Vedem aici momentul în care Renata s-a întors cu spatele și a încasat acea serie de pumni.
chiar și când Unguroaica a fost în poziție deasupra, tot Diana a lovit mai mult în această ultimă rundă. Cele două sportive în cușcă așteaptă decizia arbitrilor, judecători. Este o decizie în unanimitate și într-adevăr Prințesa Războinică a Olteniei, Diana Belbița, câștigă această luptă. Prima înfrângere pentru sportiva maghiară Renata. Primește un steag tricolor Diana și savurează această victorie. Urmează cele mai importante două lupte ale serii. Co-main eventul Cristian Mitra versus Marvin Campbell și main eventul serii Ionut Spitbul a Totiresei împotriva lui Samir Aliyev. Premiera este făcută de campioana mondială de camp MMA, Cristiana Stancu.